Salutare, pariori! Pentru ziua de luni, colegii mei de pe site-ul biletul-zilei.com au pregătit 5 pronosticuri. Haideți să le vedem! Basilashvili Evans. Tenis tipster 92 îl vede pe Evans favorit în această confruntare. Jucătorul britanic a avut prestații bune la turneul de la Madrid, iar în ultima perioadă a disputat mai multe meciuri decât adversarul său. Basilashvili are parte de un sezon modest, iar în singura confruntare directă cu Evans de până acum a pierdut în minimum de seturi. Astfel, tipsterul nostru mizează cu încredere pe victoria lui Evans. Washington Capitals, Florida Panthers. Andrei Cinculescu spune că ultimele trei confruntări directe s-au încheiat cu maximum 7 goluri marcate, deoarece ambele formații se descurcă foarte bine în defensivă. Ținând cont de aceste detalii și de faptul că miza meciului este uriașă, tipsterul nostru mizează pe un scenariu asemănător și alege pariul pe sub 7,5 goluri marcate. Wade a îndreptat atenția spre al patrulea meci din seria Milwaukee Bucks vs Boston Celtics. În confruntarea anterioară, cele două echipe au oferit publicului un spectacol total, învingătoarea fiind decisă la doar 2 puncte diferență. Atunci, Wade a mizat câștigător pe handicapul echipei din Boston, așa că propune din nou un pariu asemănător. Cei de la Boston știu că dacă vor pierde în acest meci, șansele pentru o victoare finală în play-off-ul conferinței estice s-ar diminua serios, așa că tipsterul nostru recomandă pariul de tip handicap Boston Celtics plus 4,5 puncte. Savehof Istads. Alex spune că handbaliștii de la Savehof sunt obligați să câștige acest meci pentru a rămâne în lupta pentru calificarea în finala campionatului de handbal din Suedia. Aceștia sunt câștigătorii sezonului regulat și totodată principalii favoriți la titlul de campioni. În plus, tipsterul nostru consideră că au mai multă calitate și experiență decât adversarii lor, așa că mizează pe un început de meci în care Savehof va pune presiune și recomandă pariul pe faptul că aceasta va conduce la pauza meciului. Fiorentina-Roma. BMG se așteaptă ca cei de la Roma să facă o partidă bună. Aceștia vin după un meci în care au obținut calificarea în finala Conference League, iar acum luptă pentru a-și asigura clasarea pe locul 5 în Serie A. De cealaltă parte, Fiorentina vine după 3 înfrângeri consecutive. Mai mult decât atât, a pierdut fiecare din ultimele 5 confruntări directe cu Roma. Astfel, tipsterul nostru recomandă pariul pe cel puțin un gol marcat de Roma și pe minimum 3 cornere obținute de aceasta. Pentru mai multe ponturi, vă invit să accesați site-ul biletul-zilei.com, iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.